Petru Cutin, președintele Companiei Naționale de Energie Nucleară Energoatom, a declarat că există semne că militarii ruși s-ar putea pregăti să abandoneze centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, potrivit Glavcom. În ultimele săptămâni am primit informații potrivit cărora aceștia, adică militarii ruși, s-ar putea pregăti să părăsească centrala Zaporojie, scrie G4 Media. În primul rând, în ultima vreme au apărut multe rapoarte în mass media rusești despre cum rușii ar putea fi nevoiți să părăsească Zaporojie și să o transfere sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Știți, există impresia că își fac bagajele și fură tot ce văd, a afirmat acesta. Întrebat dacă este prea devreme să se vorbească despre plecarea trupelor rusești din uzină, Cutin a declarat: este prea devreme, nu vedem acest lucru acum, dar se pregătesc să plece.